Dimineața m-a fost o noapte mișto. Cred că a fost frigus pe aici, dar nu se vede înghețușcă, cred că nu sunt mașini înghețate. Și azi începe ultima zi din periplul nostru pe aici, prin Transalpina. Frumos, acolo sunt închise bicicletele noastre dincolo de cabana. Frumos și la foc pe aici. Și acum să strângem. Să strângem și să-i dăm. E 7:30 ceasul. Oh, yeah! Cabana Vânătorul, mulțumim pentru cazare. Ziua se arată superbă. Ia să vedem, suntem la 1334 de metri. Și avem vreo 700 de urcat imediat. Hai să-i dăm ușurea. Deci, rânca. Frigălău e maxim. Domnul, e frig acolo? E un frigălău, dar nu e adevărat. Uite-l pe Zorinel! A apărut Zorinel! Yes! Yes, I am so happy! Așa. Imediat o să facem stânga către Râncaș și este superb. Deși au început să apară avertizările de vreme rea pe telefon. Cerul e senin. Și se pare că de data asta nu mai prind ploile pe care le-am prins ultima dată când eram cu Răzvan pe aici. Iep. Și stânga către Rânca. Rânca 28. Ha? Da. Stânga către Rânca. Da. Și aici încep cei mai letali. Uite, au apărut norii sus. Aici încep cei mai letali kilometri. Și aș încerca și eu un pic pe acolo, pe la Păstrăv, dacă nu ne-ar fi gonit ploile astea. Yes, avem o dimineață pe care nu o pot descrie în cuvinte. Este superb, superb, superb. Cu domnul Bogdan acolo în spate, în background. Ha. Dacă aș putea să trăiesc în lup așa diminețile astea, genul ăsta, ar fi... Cred că nu m-aș plictisi. Deși mi-au înghețat picioarele, mai am un pic și în cad unghiile de la degete, e un frig de nu se poate, dar imediat începe murferile alea mișto și începe să bage bicicleta căldură cum trebuie. Asta cât de frumos e lotul ăsta. Și pe aici trebuia căutat un pic pe străbun. Oh, Doamne! Un pic dacă căutam pe străbun pe aici era minunat. Iap, frumusețea este la ea acasă, efectiv. O dimineață extraordinară, superbă. Și acum suntem la 1491 de metri. Și urcăm. Let's see.
drumul să ți-ai luat ea acasă. Fără discuții. Atât de mult îmi place de nu e adevărat. Yes. Cool. Frumos. What? Oamenii ăștia sunt asediați de măgăruși. Fugi. Aoleo. O parte însemnată din traseu s-a dus. Urcarea asta mai este. Ce să vedem în față. Apoi încă una. Și cam asta a fost Transalpina. Apoi la vale. Și diseară până la București trebuie să ajungem. Eu trebuie să prind trenul de 6 dimineața. Pentru că mâine dimineața sunt anunțate toate codurile roșii, portocalii și nu e adevărat. Fuh.
zic. Da. Ha, ușurel așa la deal. Superbitate. Superbitate. Atât de frumos, dar nu e adevărat. Facem și câteva poze imediat. Suntem acum la 1999. Hai mă cu 2000. 2000 de metri altitudine. Asta e zona cu 2000. Și mai e un pic. Mai sunt vreo 100 de metri de urcat, ceva de genul. Suntem acum la 2000. Suntem la 2037 de metri altitudine. Și imediat o să luăm înapoi. Corectez, imediat o să luăm la vale. Am început să încurc comenzile, se pare. Da. Am zis înapoi. Superbitate. Oh yeah. Ne mai așteaptă o ultimă urcare. Se vede acolo în față. Imediat. Da. Ultima urcare. Acolo, acum. Mai întâi ne răcim un pic la vale. Suntem la 2089 de metri altitudine. Este cute. Și imediat aici oprim la o pauză. Unde o să ia lui domnul Bogdan un interviu. Cu privire la bicla lui. Uite așa. Opa, aici e și cald. Hei, și aici începe prima coborâre. Foarte abruptă. Și bate și vântul din față. Uai, ce vânt bate. Mamă! Dar mă bucur că pe aici, la ultima tură de Transalpina, așa mă plăznea ploaia peste ochi, de n-aveam aerul cu mine. Dar aveam impresia că mi-au palme. Da. Căderi de pietre, atenție, nu staționați. Ok. We'll do that. Dar hai să luăm o pizza. Așa.
Yes. Hai că am scăpat de valea asta. Hai să vedem dacă e așa pe aici. Frumusețe. Frumusețe este la, la ea acasă, de acolo de sus am venit. Și acum așteptăm la izvor aici. Să luăm apiță. Apiță și acum mai urmează o urcare de șit. Ia să vedem la ce altitudine suntem acum. Suntem la 1947. Cred că mai urcăm pe la vreo 2000 și un pic. Să vedem. Și cam ultima urcare din ziua asta superbă de Transalpina. Cât mă bucur că sunt acum aici. Domnul Bogdan acolo, domnul eu aici care își dă duhul la urcare. Frumusețe, doar frumusețe. Bate vântul destul de tare și aici. Frumos, frumos. Yes. Și o urcare, niște urcări, putem să face rău, dar hai să le atacăm. De metri și încă urcăm. Da, suntem la 2121 de metri și aici s-a terminat cu urcarea. Acolo în depărtare se vede rânca. Și urmează de aici până la București doar la vale. Dar bineînțeles că aici trebuie să facem și noi niște poze, niște treburi să ne dăm mari, că na. Trebuie să ne dăm și mari, nu? Că altfel rămâne mici. It's not cute. E, și acum am luat-o din Urdele. Din pasul Urdele. Îi dăm către rânca. Și la vale avem 280 de kilometri până la București. Unde trebuie să ajungem, îi dăm fără oprire. Pentru că mâine se anunță potopul și nu vrem să ne prindă potopul. Mamă, și bate un vânt. Să vedem la câmpie cum o fi. Și totuși mai avem o urcare aici de care am uitat. Da. Bale, băieți. Deci vântul ăsta aduce el ce trebuie, cred.
bate de noi adevărat. Apropiem de rânca. Aici trebuie avut mare grijă la modul de tehnica de înfrânare, ca să zic așa, că remorca te împinge de la spate de noi adevărat. Hai să-l las și pe ăsta să ducă. Haide. Așa, ca să mă dau și eu la tot scutor, frâna trebuie înfrânată, lăsată, înfrânată, lăsată, ca să lași timp de răcire la discuri. Și acum frânez la 22 la oră, că nu vreau să iau 60 pe acolo. Adică nu vreau să frânez pe la 60 după aia. Because it is not cute. Adică pun o presiune fantastică pe frâne. Având în vedere că am vreo, probabil vreo 200 de kg cu tot cubicul. Nu 200, dar cred că 190, sunt sigur. Da. Și rânca. Orice puta frâne. Ne dă la mine. Ale mele e reci. Băi, treaba e că anul trecut era asfaltul mai bun pe aici, acum s-a făcut praf. Zic, era mai bun asfaltul pe aici anul trecut. Da, am văzut că pe partea asta. Aici, zona de târg. Unde pune, poți cumpăra toate rahaturile de care nu ai nevoie. Da. Superb! Superb! Vai, cât de frumos să vede. Wow, 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 wow. Ai, Doamne! Frânele sunt într-o suferință maximă, cumplită. Da, aș mai avea o recomandare, ca să nu piceți și alții în plasa în care am picat eu. Nu vă luați plăcuțe de frână cu 20 de lei de pe Olex. Sau cu 15 lei, sau cu 25 de lei. La tura trecută de Transalpina am pus plăcuțe noi acasă, la Brașov. Și jos aici, alea de spate nu mai aveau ferodop pe ele. Și aproape de Brașov le-am schimbat și pe alea de față.
Acum am plăcuțe de frâne pe față originale Măgura. Într-adevăr, 110-120 de lei, nu mai știu pe ele. Dar au vreo, cred că două transbucegiuri mare, au vreo câteva mii de kilometri, 2-3 mii cel puțin. Și sunt plăcuțe în continuare, pentru că le-am verificat când am plecat de acasă. Și pe spate am pus niște plăcuțe de Decathlon, care sunt oarecum mulțumit de ele. De ce spun oarecum? Pe față nu am specificat, pe față am MT5, Măgura pe spate am MT4. Și am avut pe spate tot originale de Măgura, tot așa, vreo 90 de lei, 100 de lei, nu mai știu ce am dat pe ele. Dar au ținut mult și bine. Și asta de Decathlon țin, dar țin de 40 de lei, sau nu mai știu, 40 de lei mi se pare că am dat pe ele. Nu țin de 100 de lei. Deci, alegerea fiecăruia. La mine, frânele trebuie să fie frâne. Am discuri de 203 și pe față și pe spate. Pentru că acum, spre exemplu, am 57 la oră, 59, 60 și frână. Și când frânez, trebuie să reduc. Am redus, uite, sper să vadă, să se vadă acum. Nu știu, dar sper să se vadă. Viteza o iau foarte repede pentru că sunt foarte greu. Uite, deja trebuie să-mi frânez, că vântul mă afectează foarte tare. Mi afectează remorca, a început să-mi dea din coadă ca peștele din cauza că-mi bate și un pic vântul din față. Și nu prea e mișto deloc. No. Ne apropiem de șes. Se și încălzește din ce în ce mai bine. Aici cobor de ce se urăște. Dar așa, caut. Tot despre frâne vorbind, încerc să le dau timp de răcire. Uite, aici e perfect, cam linie mai dreaptă un picuț. No. Cam asta e și cu frânele. Asta e un peisaj superb acolo. Și aici, mamă, direct în cap. Uite, uite. Da. Aici un gard plin cu amintiri aici. Uite aici. Aici ni s-a rupt axul la remorca, o văzut la prima dată sau două, nu mai țin minte, pe Transalpina. Și un loc minunat unde poți să-ți usuci izmenele. În cazul în care te face ploaia terci. Hai mai departe. De nou, luăm prin Racoviță, Ciorna, Vaideeni și Horezu. Foarte posibil. Ne-am oprit la o încărcare. Undeva pe DN67C, aproape de Râmnicu Vâlcea. Și suntem în drum către București. Și acum și să facem un pic de păpiță. Așa, subțire. Și un pic de curanțel și e bine, vreo oră stăm. Păi suntem undeva la vreo 30-40 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Fugim de potop. Clar, fără discuție. Pe niște drumuri dintre astea mai lăturalnice, văd că e foarte mișto, asfalt, ca lumea, frumos, liber.
beneficiarul Isenin în continuare. Și mai avem până, ia să văd dacă se poate să... Ia să vedem. Nu știu dacă se vede telefonul din unghiul ăsta. Mai avem până la București încă 220 de kilometri. That's cute. Și ce nu este cute? Mai avem niște urcări de făcut. Dar nu e rău, o să scăpăm și de alea, deci cam pe la kilometru 75 pe acolo ar fi problema. Deci, na. Și apoi la Vale București, pentru că eu o să merg la tren, am ales să merg la tren. Datorită la ploile astea care se anunță acum, mi-e cam fricuț așa să traversez munții, pentru că prin munți sigur se anunță nasolie, adică sigur pe acolo vine făplăicică ceva și nu vreau să mă prindă. Și am ales să îl duc pe Bogdan până la București. Tot mai am luat o muscă. Sper că nu era mascul musca. Am ales să-l duc pe Bogdan până la București, că și el a venit până la Brașov. Să fim chit amândoi. Da. Și deci încă vreo 200 și ceva de kilometri de distracție. Și e frumos. Vremea e frumoasă. Este timpul perfect pentru pedalat. Ne mai bucurăm de asta, pentru că noi am plecat pentru 5 zile de acasă, dar... No. Timpul ne-a spus, băi, prieteni, decât 3 aveți la dispoziție. Și asta a fost. Ne-am bucurat și de astea 3 zile. No, să-i dăm mai departe. Barajul. Cine e? În dreptul orașului Babeni. Ideea este că aici fix mirosul copilăriei mele, pe care nu o să-l uit, pentru că am stat multe baraje cu tatăl meu, la pescuit. Și hai să oprim și noi un pic. Oprim să ne facem sânge rău sau... Hai să vedem și lacul de acumulare. Uite ce l-o moară aici, vedem. L-o moară. Hai să ne facem un pic de sânge rău. Bă, ceva, măcar am lansetat după mine. Uite-te și tu cât de frumos. Uite-te cât de frumos, bă. Superb. Da, hidrocentrala Băbeni. Este asta. Acum am văzut și acum eram, sunt sigur. Ia, mă, să vede și eu capul. Frumos. Frumos. Să vedem și o captură frumos, da, bravo. Bravo, ia ce plăticuță, ce frumos i-a dat în ea. Ia uite, bă, ce frumos e, bă. Frumos, tata. Dacă îl scapi? E carasă, bă. Frumos, bravo. Bravo. Aha, îl duce, îl scoate cu burta la mal. Da, dar n-are tamburul zlăbit și nu știe, da, în fine. Are vârful destul de sensibil.
Frumos, bă, frumos. Frumos, bravo, tată. Bravo, tată. Pune mâna pe el, putu-i. Bravo. A, foarte frumos zona. Vlad, acum are frumos. Foarte frumoase și noi. Ia să, haide, mă. Foarte frumoase și noi cu domnul Bogdan acolo în spate, care îmi aruncă braț de ochi de asfalt acum. Haide, bă. No. Mai avem și noi 180 și ceva de... Salut! 180 și ceva de kilometri până la București, 185 ceva de genul. Acum suntem la Olt, așa. Suntem undeva în dreptul Râmnicu Vâlcea. Și zic eu că ajungem pe timp frumos. Încă e timpul frumosier. A, facem un mers la trenă acum. Aici ascuns după domnul Bogdan. Frumos, se poate merge așa cu un 30. Chiar și mai bine. Da, începe să o umfle. Foarte mișto, a venit și noaptea. Și se pare că o să avem parte de o seară mișto. Opa, mi s-a desfăcut camera. Gata. Se pare că o să avem parte de o noapte mișto. Pierdut trena. Shit! Fuh! Pentru că este... Vântul nu bate. Încă este senin. Și cred că mai avem 160-165 de kilometri. Am și păpat un pui Shanghai. Am băgat și un litru de aproape. Bine, ideea este că eu beau foarte mult lapte la drum. Și bând lapte, ocolesc dulciurile. Nu mai mănânc dulciuri. Am... Bănuiesc eu așa, că nu sunt eu specialistul pește prăjit. Dar mă ține foarte bine și chiar pot să pedalez. Spre exemplu, ajung între 150 și 200 de W pun eu din pedală. A, și trebuie să schimb viteza, că așa, e un pic de deal. Spuneam că azi am băut, până acum am țărit de 3 litri de lapte. Mi-am mai luat o fiolă de 1 litru jumătate. Bine, plus mâncare. Dar mult lapte. Ca să țină treaba cum trebuie. Că altfel nu pot să duc. Și după ce bag lapte, se simte imediat. Parcă își dă drumul bicicleta la mers. Și acum că tot am filmat display-ul bicicletei, cam așa arată instantaneu lucrurile, puterea pe care o depun, faptul că merg în turbo, viteza cu care rulăm. Suntem un pic la deal acum, suntem așa o idee pe urcare acum. Ia să vedem dacă ne arată comotul. Nu, comotul stabilește locația de o jumătate de oră, să tot chinuie să stabilească. Dar tocmai am sărit de 200 de W. Așa. Parcă un pic de vale, nu e, țeapă. Țeapă, 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 nu, a fost vale. Și acum trebuie să împingem, bineînțeles. What?
A, ăla e dealul superb. Ba bun. Urmează să... Urmează niște urcări mișto. Nu e cute, dar asta e. Mergem mai departe. Nu. Hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Ușor să vedem. Hai ușor. Stai să vedem. Stai să vedem. Se poate trece că nu o vedem prea bine. Mulțumim tare. Așa. Ușurel, lasă ușor, lasă ușor să nu sară ceva după mine. Da, aici a fost incendiu. Mamă! Am vizitat un pic și Piteștiu. Mai avem 121 de kilometri până la București. Și cât e ceasul? 23:53. Cam în 3 ore, 3 ore jumate, 4 ore cel mult îi facem. Pentru că avem un pic așa. Pe românește se merge un pic la vale, zice comotul aici. And that's cute. Înseamnă 40 la oră. Cam așa mergem. Da, deci astea sunt lucrurile. Hai să-i dăm și până la București și asta e. Ultima parte a plimbăricii noastre. Să-mi caut și o șapcă, că nu știu dacă am pus-o în spate sau am pierdut-o. Aba, da, mă uit-o aici. Așa. Se numește domnul We Made It. Hai că am făcut-o și pe asta. Așa. Hai că m-am săturat de șapcă. Hei, am ajuns să... Haide-mă! Suntem în gara de nord. Eu și domnul Bogdan, pe care nu se vede, nu-l văd. Așa. Suntem în gara de nord acum. La 6 am trenuleț. Aici s-a încheiat cursa. Oprim pe aici Strava, Reliv, tot. Ah, comod, nu comod, bă. Deci aici s-a încheiat cursa noastră și cam astea au fost... Unde ești, că nu te văd. Aha, gata. Cam aici s-a încheiat cursa. În gara de nord. Scuze. Nu-i bai. Cu mine în tren spre casă și domnul Bogdan la domiciliu sau aici la capitală. Da. O să intră domnul e din tren. Da. Și o să facem nani. I hope so.
No, peace.